seara, dragilor! Eu aștept Chivanoc. O seară specială, ca de obicei, cu oaspeți speciali. În această seară am alături de mine doi oameni frumoși, și la propriu și la figurat. Tibi Moldovan și Alexandra Cociș, bine ați venit, împreună cu o poveste frumoasă care se numește Taverna Nikonos. Unde... Bună seara! Da, bine ați venit, dragilor! Taverna Nikonos, o locație nouă în centrul orașului, unde eu am fost deja de vreo 3-4 ori, deși de-abia s-a deschis, pentru simplu fapt că este foarte, foarte bună mâncarea. Tibi, la emisiunea Povești de Viață, în general, cu invitații dezbatem adâncurile, experiențele, pasiunile invitaților, fundația vieții, de unde ați pornit și ce vă doriți să faceți în viitor apropiat. Eu te știu pe tine din perioada în care erai fotbalist profesionist și spune-mi un pic, începând de la Revoluție încoace, cum ai perceput tu starea asta de libertate? Ce ai făcut ca să ajungi astăzi aici? Experiența ta de viață, până la urmă. După care vom aluneca ușor către Alexandra Cociș, care este, să spunem, mâna ta dreaptă astăzi. Te rog. Pentru mine, starea de libertate, atunci când aud despre libertate și de perioada anilor 80, îmi aduce aminte de curtea școlii, unde băteam mingea de dimineață până seara. Deci, practic, ai fost atras de minge de mic. Probabil că a fost prima ta prietenă sinceră. Eliberarea de stres, de supărări, de absolut orice. Probabil că din cauza asta, foarte frumos și filozofic spus, tocmai din cauza aceasta ai ajuns să faci performanță la nivel mare în fotbal, pentru că foarte mulți copii și adolescenți pornesc pe drumul ăsta, dar puțin ajung să reușească. Dacă ne poți împărtăși un pic din experiența ta. Nu știu ce să spun de perioada de astăzi, dar în perioada din anii 80-90 noi nu am avut o educație foarte bună din punct de vedere sportiv. Nu pot spune că am fost învățat și disciplinat de către anumiți antrenori sau părinți cum să creștem, cum să gândim, cum să facem față presiunii momentelor psihologice. Pentru că la nivel înalt, în sport, se întâmplă să te lovești de momente grele. Dacă ne care trebuie gestionate, pentru că lumea poate vede doar soare și fericire în viața oamenilor, pe când toate aceste stări de bine totuși au la bază trăiri care... Da, trăiri profunde pe care... Simți că ai nevoie de ajutor să-l treci peste ele, de undeva. Ori din exteriorul tău, cineva să te ajute, ori o putere interioară care se poate numi Dumnezeu sau ceva, o putere mai presus de noi. Crezi în această putere? Da. Și cred că puterea aceasta a lui Dumnezeu este în noi. Din noi. Mă bucur să are. Și în noi cumva înflorește. Din noi. Un scurt exemplu pot da atunci când în 2004 am ajuns să joc în Liga 1, la Alba Iulia, am ajuns în culmea fericirii, a fost momentul meu de glorie, și dintr-o dată a urmat o accidentare gravă care m-a ținut 7 luni în afara circuitului, ajungând la echipa națională, selecționat la echipa națională, după care medicul dintr-o dată intră în sala de operații și îmi spune ruptură de ligament, încrucișat, menisc, tot aproape un an vei sta lângă iarba verde. Atunci ai un moment greu care trebuie să-l gestionezi și să treci peste, să fii puternic. Ce ai simțit? Sau dacă, mai mult decât ce ai simțit tu, dacă ai avut lângă tine pe cineva care să
să spună nu nimic, urmează soare, iarăși. Am avut părinți, impresari, prieteni, dar sunt momente în care cuvintele celor din jur nu sunt de ajuns. Și atunci, ceva din interiorul tău, dacă există o forță în care crezi... Ai apelat la această forță? Da. Cu ajutorul acestei forțe am trecut peste, am reluat antrenamentele, pregătirea fizică și am ajuns din nou acolo unde mi-am dorit. După ce ai intrat iarăși pe teren, care a fost traiectoria profesională? După ce am intrat iarăși pe teren, după 50 de secunde, am marcat golul victoriei într-un meci din prima ligă, un meci destul de greu, acasă, Craiova, după care... Asta înseamnă credință. Și m-au căutat cei de la Dinamo să semnez contractul cu ei. Asta înseamnă inclusiv credința în Dumnezeu și credința în tine. Da, exact. Deci după acreditare de un an de zile, după 50 de secunde ce ai intrat pe teren, ai marcat golul victoriei. Mai, o revenire mai spectaculoasă, nu cred că... Ce-a fost așa? Așa și din nou așa. Și practic asta înseamnă sportul. Da. De fapt, pentru mine a fost pregătirea de viață. În sport e exact ca în viață. Practic, sportul te-a călăuzit, ți-a fost prieten, ți-a fost frate, ți-a fost tot pentru a ajunge astăzi să-i mulțumești până la urmă. Să-i mulțumesc, da. Prin ceea ce faci. Exact. Să-i mulțumesc și să pot să mă descurc în viața de zi cu zi, să fac afaceri, orice. Relații interumane. După ce ai semnat cu Dinamo, a urmat o perioadă de, să spunem așa, acomodare la un alt nivel, probabil. Și atunci, acum e mai greu la Dinamo, dar atunci probabil că era tot așa, o luptă între Steaua și Dinamo. Da. Nu sunt eu un mare fan al fotbalului, dar... Ultima etapă s-a decis campionatul și noi am ajuns pe locul 2, fiindcă Steaua a câștigat acasă, meciul decisiv. Cât a fost scorul atunci? Eu am câștigat campionatul, noi am câștigat cupa campionatului și locul 2 în campionat. Și ai decis să te retragi din fotbal, din activitatea sportivă, când a fost momentul? La 32 de ani. La 30 de ani am avut din nou accidentare gravă la genunchi, după care n-am mai revenit decât la nivel de Liga 2, Liga 3. Am mai jucat un an la futsal, aici în Târgu Mureș, la CTAS. Și în 2014 m-am retras din fotbal implicându-mă în imobiliare, agenție imobiliară. După aceea, din 2016, în paralel, am avut firmă de construcții. În 2016 până azi, compania de construcții încă o dețin. Iar de anul trecut am decis să intru într-un domeniu nou, alimentație publică. Pentru că în cantonamentele de la fotbal ne plăcea mâncarea, contează alimentația. De mic copil, mama mea gătește foarte bine. Am avut gusturi la mâncare, la mâncăruri și a fost un fel de vis pentru mine să am într-o zi un restaurant unde se mănâncă bine. Eu spun că ți-ai îndeplinit visul și în același timp se mănâncă și bine, pentru că pot să garantez lucrul acesta. Dar pentru a ajunge aici, cred că ai avut și ocazia de-a lungul și carierei sportive, dar efectiv și drumurile te-au dus peste tot în lume, în excursii, în vacanțe, unde ai degustat probabil din diferite bucătării, pe diferite zone, continente unde ai fost. Probabil că și asta au ajutat la a ajunge astăzi la această, să zicem așa, împlinire, să poți să ai restaurantul tău. Și iată că ne bucurăm cu toții de taverna Nikonos. Alexandra, te-am cunoscut ca și om de marketing, om de promovare, care se pune promovarea tavernei Nikonos. Spune-ne un pic și experiența vieții tale, cum ai ajuns să te identifici în a fi o specialistă în promovare, pentru că până la urmă astăzi, dragilor, să fie foarte clar că online, nu? Promovarea pe diferite rețele sociale este cea care ajunge foarte repede la noi și cred că este noul domeniu în care Alexandra s-a specializat. Spune, care sunt argumentele, care sunt armele de comunicare și de promovare a localului Nikonos, dar în general a meseriei tale?
După cum bine ați subliniat și noastră, în ultimii 5 ani, dacă nu și mai bine, social media a început să fie o armă foarte importantă în ceea ce privește strategiile de marketing în orice domeniu. Și lucrând în domenii conexe, Horeca, PR, resurse umane, am identificat o dezvoltare extraordinară și pe partea de business și personal branding, pe partea asta de social media. Și în urma unei pasiuni deosebite, pentru că în primul rând am început cu mine ca să-mi dezvolt imaginea mea, pentru că în domeniul ăsta e foarte important imaginea pe care o prezint, am descoperit trei nișe foarte importante unde noi ca și marketeri putem să colaborăm de fapt cu clienții și să facem imaginea unui brand. Și practic pentru cei de la Taverna Nikonos, noi folosim trei platforme pe care le dezvoltăm unde vrem de fapt să transmitem în cât mai natural posibil ceea ce se întâmplă la Nikonos. Gustul mâncării nu putem să-l transmitem online, dar încercăm pe cât se poate vibe-ul de acolo, atmosfera, pentru că până la urmă nu e vorba doar despre mâncare, este vorba de și un sentiment și un vibe pe care omul, e o experiență culinară, practic o firmitură de Grecia aruncată undeva în Târgu Mureș, în piața Trandafirilor. Da? Și atunci noi dorim, asta este de fapt scopul, să facem cunoscut tuturor oamenilor din zona asta și la nivel național, dacă se poate și internațional, se poate mânca bine în Târgu Mureș, se poate mânca grecește și poți să te simți bine cu familia, cu prietenii, să ai niște momente de relaxare, de încărcare, inedite și deosebite, care în multe zone ale țării încă nu se găsesc. Este foarte important atât promovarea locală, dar și națională și internațională, pentru că orașul Târgu Mureș, județul Mureș urmează să fie vizitat din ce în ce mai mulți, zic eu, turiști străini și datorită faptului că acum câteva zile, dacă bine îmi amintesc, Booking-ul a venit cu o știre, zic eu, de senzație în ceea ce privește județul Mureș. Suntem în primele 5 destinații ca și județ în lume, ca și ospitalitate. Ceea ce pe mine pur și simplu m-a impresionat, pentru că totuși nu ne putem lăuda cu o avalanșă de turiști, ca să nu mai știm de rezervări, dar se pare că s-a făcut o analiză în funcție și de volumul de turiști, dar este o știre extraordinară pentru noi. Zic eu, este un început pentru a putea construi într-un mod extraordinar, inclusiv în alimentația publică. Dar, fraților, spuneți-mi, totuși, de ce nu Trattoria Italia? De ce Taverna Nikonos? De ce, nu știu, aveți experiențe speciale cu Grecia sau de unde? Mai sunt restaurante italienești în Târgu Mureș. Unul din motive este că sau nu stat o perioadă îndelungată în Grecia, ați fost mai multe ori. Vizităm Grecia ca orice alt turist în România sau în Târgu Mureș. Grecia este, dacă nu pe primul loc, una din cele mai vizitate țări din lume. Asta așa este. Toată lumea care are experiență întâlnire cu Grecia rămâne plăcut impresionată și meniul, mâncarea grecească, este o mâncare fresh, o mâncare mediteraneană, care fiind aici undeva în mijlocul Carpaților, când te întâlnești cu o mâncare bună mediteraneană, parcă îți schimbă starea și de spirit. Aici trebuie să recunosc că așa este, pentru simplu fapt că fiica mea, de exemplu Carolina, de când i-am dus acasă salata voastră grecească, fiecare zi vrea. Este un pic peste mână să ajung la voi în fiecare zi. Nu știu dacă faceți voi delivery în Corunca, dar este, face parte din meniul zilei al familiei mele. Ca atare, inclusiv pentru acest lucru vă felicit. E foarte greu să pui pe masa unui localnic sau consumator o salată de renume internațional cu același gust ca în Creta sau în Grecia. Noi am fost în această vară în Grecia și am importat gustul, da? Și să regăsești acest gust în mijlocul orașului tău este fabulos și vă felicit pentru această chestiune. Ce gânduri de viitor aveți? Cum sunteți organizați astăzi? Am înțeles că organizați și diferite serate mai speciale, așa, cu muzică, cu
De-abia aștept să fiu invitat cu un stoc de farfurie, așa, că de-aia e în Grecia, da? Ca să ne jucăm un pic. Mai spargem și o farfurie, cu un uzo acolo lângă. Am avut, am spart, spargem, da? În continuare, da. O să vă rog să punem la expoziție niște cadre, niște filmulețe, pentru că lumea trebuie să știe că undeva în orașul nostru, în centrul orașului, în kilometru zero, se întâmplă lucruri care poate ar putea fi pentru interesul și, bineînțeles, atracția tuturor. Alexandra, zi-mi un pic, cum croșetezi plăcutul cu utilul și cu voia bună? Ați spus de evenimente și proiecte de viitor. Da. Noi ne dorim să fim puțin diferiți, mai altfel decât ceea ce este în zona aceasta la momentul de față. Și nu o să vă spun secrete, o să trebuiască să ne urmăriți ca să... să vedeți pe viitor ce, dar evenimente vor fi. Cum se zice, fan activ. Da, evenimente vor fi cu muzică live, pentru ca oamenii să se simtă bine, să stea într-o atmosferă plăcută, să surprindă acea ospitalitate care e grecească, dar cum ați spus dumneavoastră, s-a dezvoltat și pe județ. Dacă suntem pe locul 5, asta înseamnă că e bine, mergem într-o direcție potrivită. Și evenimentele o să fie legate cumva și de sezon și de perioadele în care vom trece, dar vor fi deosebite, unice. V-am zis, păstrăm puțin secretul asupra a ceea ce urmează, dar... Eu acum, cum îmi place să câștig, așa m-a învățat mama și tata, Dumnezeu să-l ierte, am văzut la voi că există o tombolă, da? Clienții beneficiază de o săptămână gratuită în Creta, în această vară. Să țineți cont, de asta mă duc de două, trei ori pe săptămână, da? Ca să câștig și tombola, nu se știe. Bine, în cazul în care o câștig, să nu zică lumea că e ceva manevră, că e posibilă și chestiunea asta, dar pot să spun acum deschis, da, cumva vom câștiga această tombolă. Deja am completat vreo, nu știu, 15-20 de bilete, am să donez acea excursie unui client care o să... considerați voi că este fidel. Deci spuneți-mi, această tombolă a fost făcută inclusiv, eu n-am mai auzit pe cineva să facă... Da, deci colaborăm cu cei de la True Travel și prin acest giveaway oferim celor care consumă, fac o consumație de anumită sumă la locația noastră, oportunitatea, șansa, până la urmă, de a câștiga un sejur în Grecia, timp de 7 zile. E vorba de Creta. Și ceea ce este foarte bine de știut e charterul din Târgu Mureș. Ei au și mic dejun inclus, da? Deci până la urmă îmi vine utilul cu plăcutul, vii, mănânci sănătos, copios, te simți bine și ai și posibilitatea să ajungi în Creta, de ce nu? E o campanie pe care noi ne-am gândit-o pentru luna februarie. Deci da, vedeți că e cu două teișuri. Obișnuiești lumea cu bine și după aceea. O să mai facem. Deci, ce să urmeze și mai bine. Da. Așa. Asta e doar începutul. Când o să vadă pe acea copie sau familie fericită care va câștiga acea tombolă, adică le vine apetitul. Apropo de câștig, extragerea va fi organizată live. Ok. Da? Deci un membru al echipei va extrage biletul câștigător, va fi live, totul va fi pe Instagram, deci nici vorbă de... Nu, absolut deloc, nu. Deci aici cine va avea noroc va fi fericit și va merge într-o vacanță în Creta. Noi îi vom urmări ce au făcut, vom face public experiența lor, bineînțeles, și îi invităm și pe ceilalți care doresc să... Să ne anunțați ca să facem și noi după aceea public eventual câștigător. Și să spunem că lucrurile se întâmplă. Da. Și există. Pentru că îmi amintesc că când aveam Club Joe, făceam și o tombole, televizoare, minuni, ce mai erau pe atunci. Dar eu moștenisem această... Nu că așa e frumos cumva, așa e plăcut când mergi la o astfel de manifestare, să atragi și publicul pentru ceva. Și lumea chiar îmi amintesc că era fericită că mergea acasă cu un aspirator, frigider, televizor. Nu ne gândeam la alte, dar uite că astăzi și datorită acestui parteneriat, poate că o excursie de o săptămână în Creta este mult mai benefică unei familii decât un televizor. Cu siguranță. Deci ați gândit-o ca lumea, zic eu. În fiecare februarie va fi, în fiecare an va fi această tombolă. Noi ne vom menține de această obișnuință, tradiție, iar cuplul care va pleca în Creta va fi transportat de către noi, de unul din stafful, de unul din managerii noștri la aeroport. Acolo vom face poze, selfie-uri,
Deci face parte promovări, marketing, da? Bineînțeles. Bine, mă vezi, dar ceva... În social media avem periodic campanii de giveaway. Da, deci vom da diferite premii, o cină romantică. Cu la salata grecească. Dragilor, toate că odată, dar eu vă acuz de subminarea pupile mele gustative, pentru că cea mai drăguță și probabil simpatică descoperire în meniul vostru este desertul, cremeșul ăla, care nu înțeleg de unde vine, că cu siguranță nu vine din bucătăria grecească. Aici trebuie să-mi dai din casă, pentru că cel puțin de câte ore am fost și am dus acasă, simt deja că am în plus ceva, dacă nu kilograme, grame cu siguranță. La începutul emisiunii am amintit despre mama mea, de la bunii Mimi, cum mi se spune în familie, de la ea este rețeta. A venit, a făcut, a învățat rețeta, a învățat bucătarii noștri și de la bun început am crezut că o să avem succes cu această rețetă. Lumea o apreciază și cele mai mari vânzări le avem din cremeș, respectiv ghiros. Foarte tare. Vreau să vă întreb, aceste petreceri pe care le dați în weekend sunt cu tematică? Înțeles, săptămâna trecută a fost muzică latino sau? Retro. Ce urmează? Ce urmează pentru a ști telespectatorii și cei care... Sunt foarte multe tematici. Până acum am avut White Night. Îmbrăcat într-o cămașă sau un tricou alb. Okay. Urmează alte tematici red, blue, ori tematici despre muzică, despre muzica anilor 90, muzica zilelor noastre. Sunt foarte multe tematici. Încă nu știm cu exactitate dacă va fi reggae music, ori ce va urma, dar în fiecare vineri va fi ceva nou. Vă dau o idee. Happy night. Obligatoriu. O să introducești acolo obligatoriu să zâmbească, să fie fericit, să iubească și dacă nu, să se negostească acolo la voi în local și să meargă acasă fericit. Pentru că, oameni buni, fără iubire, fără sentiment, nu prea există șarm în această viață. Degeaba ne tot ferim să o spunem, avem nevoie, suntem cumva... Nu putem exista noi oamenii fără iubire, fără îmbrățișare, fără un zâmbet, fără o floare. Ca atare, vă solicit imperios să faceți și un happy night și vă promit că voi fi acolo cu acea ocazie. Asta urma să, da, să punctăm. Dacă îmi permite să vă completez, ați spus că fără iubire nu există. Știți și dumneavoastră, dragostea începe din stomac. Deci da. Noi încercăm să... acoperim sectorul ăsta același după aceea. Chiar și sentimentul de a te îndrăgosti de o mâncare este important și eu vă urez să păstrați calitatea, pentru că până la urmă este un lucru care se întâmplă de obicei în general în România. Se pornește bine într-un business, după aceea dintr-un motiv sau altul, pentru că eu vă urez să evitați o mare problemă, și anume problema personalului. Cu asta se lovește toată lumea. De una zi am făcut o emisiune la familia Doina Nianu și mi-am spus că e o problemă care îi bântuie aproape lunar. Este problema datorită faptului că pleacă foarte multă lume, foarte mulți profesioniști din domeniul organizației publice în afara țării, dar probabil că voi veți putea gestiona această chestiune importantă. Cu siguranță avem resurse încât să știm să motivăm oamenii, să formăm o echipă bună, chiar dacă sunt anumite probleme, nu ne plângem, lucrurile merg bine. De unde vă luați marfa? Din Grecia. Foarte important. Da. Absolut toată marfa, în proporție de 90 și ceva la sută, totul se aduce din Grecia. Asta chiar n-am știut-o și chiar cred că se simte, se regăsește în meniu. Inclusiv am degustat un vin grecesc, extraordinar, soft. Da. Așa, pe gustul Moscofilero meu. Sau Macedonicos? Nu mai țin minte, era colegul tău care mi l-a recomandat, dar foarte, foarte bun la ceea ce se servea la noastră. Fresh, așa, parcă de Santorini. Dragilor, dacă tot vorbim de sentiment, de iubire, am întrezăresc între voi așa o relație un pic mai specială. Nu știu dacă e voie sau nu să o spunem în fața telecamerelor, dar astăzi este și Valentine's Day, deci este și ziua iubirii, așa că în premieră
vă spun că mă aflu lângă doi îndrăgostiți, proaspăt, așa, și vă urez pe această cale, dragilor, toată dragostea și iubirea din lume să păposească în viața voastră, să vă respectați, să vă iubiți și să faceți în așa fel încât taverna Nikonos și clienții tavernei să simtă această iubire în aer și să-i călăuzească atât la intrare cât și la plecare. Eu vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați fost alături de noi. Și noi mulțumim. Și succes, cu siguranță că ne vom revedea. Voi fi clientul vostru în continuare. Și nu uitați să ne transmiteți noutăți despre tombolă. Da. Aș dori să mulțumesc în special, adică o mulțumire specială pentru domnul Borșan. Pentru acest gest, pentru această invitație și pentru tot ce faceți pentru acest oraș, de a promova antreprenori, tot ce se întâmplă în oraș, lucrurile frumoase. Da, eu îți mulțumesc mult. Este foarte greu, trebuie o certă experiență de viață să ajungi acolo la un moment dat în care să spui, am primit atât de mult de la viață, trebuie să dau și înapoi. Și este un gest simbolic aproape chiar, să promovăm tot ce avem mai bun în județul nostru, în orașul nostru, să facem gratuit până la urmă, pentru că asta cred eu că e ok, așa trebuie să facem cu toții, să ne vorbim de bine, să ne salutăm, să ne îmbrățișăm, da. să fim mai buni. Asta este mesajul meu întotdeauna și de aceea încă o dată vă urez succes, atât din plan profesional, cât și ca și cuplu, așa, de ziua îndrăgostiților. Iar dumneavoastră, dragilor, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Köszönöm nagyon szépen și nu uitați să fiți mai buni, pentru că a fi bun nu costă, a fi bun este gratis. La revedere!